Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Autofan începând din acest moment live și pe Facebook printr-o transmisiune Skype în direct cu președintele jurului Autobest, Dan Vardie. Dan, bine ai venit. Îmi place foarte mult biroul tău de la această intervenție, biroul tău de astăzi. Corect, bună ziua Radu, bună ziua European FM. De data asta sunt în biroul meu mobil, Dacia Spring. Cum spunea cineva despre treaba asta, sunt politically correct astăzi, din mașina care a făcut democratizarea electromobilității în Europa. Și tot ai spus de Autobest, este și câștigătoarea titlului Autobest 2022, Best by Car of Europe, cea mai de cumpărat mașină din Europa în anul 2022. Ești cu ea la încărcat sau pur și simplu ai tras pe dreapta pentru intervenția noastră? Ca să putem vorbi, să fiu sigur că nu ne fuge semnalul. În regulă. Dan, o să începem cu informațiile pe care ni le oferi despre afacerile Renault din Rusia. Oameni buni, între timp, așa cum vă spuneam acum vreo, cred, două săptămâni aici la Europa FM, lucrurile s-au lămurit. Între timp, Renault a dat un comunicat oficial. Au apărut o serie întreagă de zvonuri, Radu, în urma acestui anunț și mă gândeam că e bine să le spunem oamenilor și care este situația în realitate. Ca să recapitulăm, grupul Renault, forțat de situația asta nenorocită în care trăim cu toții, războiul din Ucraina, a fost obligat să găsească o soluție pentru afacerile din Rusia și e bine, în paranteză, să spunem că dintre toți producătorii la nivel mondial, grupul Renault a fost cel mai afectat de acest război, întrucât are operațiuni importante în Rusia, mai mari decât toți ceilalți producători. Se confirmă, Renault a cedat acțiunile, cele 67%, acestui institut de cercetări din Moscova, care se cheamă NAMI, și separat a cedat către primăria din Moscova și fosta fabrică Moscvici, așa se cheamă acest brand. Cineva m-a întrebat, domnule, dar ce înseamnă Moscvici? De unde vine? În românește ar fi greu de tradus, adică e ceva fabricat în Moscova. Noi avem o vorbă, Radu, apropo de bucureșteni, când spunem adesea, bă, să facem o dâmbovițeană. Deci, o dâmbovițeană de Moscova, numele Moscvici. Asta cred că ar fi o traducere mai apropiată ca să o înțelegem cu toții. E bine, aici au apărut niște discuții și, până la urmă, niște zvonuri, pentru că primarul Moscovei, aflând că a intrat în posesia contra sumei de o rublă, deci au fost practic cedate aceste acțiuni, a unei fabrici. Ce spune domnia sa? Că va urma să revigoreze brandul Moscvici, care în România este de altfel foarte cunoscut. Am avut în epoca comunistă multe Moscviciuri pe drumurile din România și, să ne amintim, Radu a fost și foarte apreciat la vremea aceea. Și domnia sa spune, repet, primarul Moscovei, că acum revigorează toată treaba, că o să facă Moscviciuri, că are în gând inclusiv să folosească tot felul de platforme. Sunt declarații, oameni buni, pentru că realitatea, așa cum e, trebuie să o spunem, nu e atât de simplu. De altfel, au apărut, spre bucuria mea, și observatori, analiști importanți în Europa Occidentală, care au spus, da, sigur că da, se poate revigora Moscvici, dar trebuie să ținem cont că Renault nu a investit în fabrica din Moscova, pentru că nu avea niciun motiv, de vreme ce avea Lada, care oricum e mult mai lucrativă, și ca atare, nivelul tehnologic al fabricii din Moscova este redus și dacă se pune cu adevărat problema să se facă un Moscvici în secolul 21, că totuși nu mai poți să te bucuri la ce era acum 20 de ani, 30 de ani chiar, e bine, aici vorbim de niște investiții majore în proiectare, cercetare, dezvoltare, design, tehnologie, fabrică, lucru care fără 1-2 miliarde de euro nu poate fi vorba. Nu mai zic că ar trebui să-l facă electric sau măcar hibrid, ca să... Ei bine, primarul spune că el o să facă și mașini electrice la un moment dat. Sigur, știți, ca și la noi, ca și la alții în Europa, primarii și în general oamenii politici pot să spună orice. Important e că noi, ăștia care ne ocupăm de industrie, cum sunt eu și Radu, oameni buni, trebuie să o spunem, realitatea e că nu se pune problema, cel puțin în momentul de față. Eu personal am îndoieli că domnul Putin va avea banii necesari ca să se apuce să investească în platforme noi și ca să terminăm această idee, e improbabil să se întâmple în forma actuală.
Da, sigur, dacă vor fi bani. Cineva spunea că se vor putea produce inclusiv dastere. Ca să se producă dastere, indiferent că se cheamă Moskvic Duster sau cum s-o chema el, din nou trebuie să cumpere cineva tehnologia, platformele. Nu e așa simplu, așa încât e interesant din punctul de vedere al rușilor. Până la urmă este, cum spun eu, o cascadorie politică, dar realitatea este că noi toți avem de pierdut, pentru că Rusia plus Ucraina reprezentau niște baze de fabricații importante pentru industria auto. Pe final, Dan, cum mai stăm la capitolul matriculării mașinii în România la 1000 de locuitori? Radu, asta e o știre, cred, în exclusivitate. A apărut un studiu în Marea Britanie despre numărul de mașini noi la 1000 de locuitori. Un studiu făcut pe ultimii 10 ani, în perioada 2010-2020. Studiul a apărut acum în aprilie 2022, dar sigur statisticile sunt mai vechi, pentru că numai așa putem lucra. Se pleacă de la cifrele de la Eurostat, care sigur putem să le discutăm. Partea cea mai tristă, oameni buni, este că și... Da, din păcate cred că am pierdut legătura video și audio cu Dan Vardie. Însă, ia să vedem dacă reușim să o restabilim. Dan? Gata, sunt înapoi. Am reușit, a fost o cădere de semnal, e în regulă. Spuneam că în momentul acesta România este pe ultimul loc în Europa, are doar o medie de 6 mașini la 1000 de locuitori, mașini noi. Prin mașini noi, conform definițiilor internaționale, se înțelege o mașină în primii 2 ani de existență. De altfel, chiar și J.D. Power face studii pentru primii 2 ani, adică cât ești de mulțumit de mașină, câte probleme ai avut, câte reparații au fost necesare, etc. Și România, la puțin peste 6 mașini la 1000 de locuitori, este de departe cea mai, îmi cer scuze, chinuită țară din acest, cu cei mai nefericiți posesori de mașini. Dacă ne uităm, de exemplu, Luxemburg este pe primul loc cu 96 de mașini noi la 1000 de locuitori, însă marea majoritate a europenilor, frunte cu Germania, Franța și alte țări dezvoltate, sunt undeva la 38, 35, 33 de mașini la 1000 de locuitori. Mă uitam, până și Macedonia, Radu, este mai bine decât România și nu fac decât să adaug o nouă tristețe nouă românilor, că uite, suntem și în mod independent, real, în mod real, dovediți că nu stăm deloc bine la capitolul ăsta și dacă lucrurile nu vor suferi o schimbare în punct de vedere politică în România, din punct de vedere al felului cum sunt aduse mașinile în România, probabil că această cifră va merge în jos. Și o schimbare economică în bine, pentru că ar trebui să crească cumva și puterea de cumpărare a românilor pentru a-și permite cât mai multe mașini în ăștia primii 2 ani, cum bine spuneai. Radu, este chiar și mai trist, pentru că eu mă uitam acum la statisticile din ultimele luni de zile și la situația de pe piață. Din păcate, în momentul de față este o realitate. Ca să poți să cumperi o mașină nouă, trebuie să aștepți chiar și la Dacia 6 luni de zile și, în general, mașinile au ajuns să ai timp de așteptare la un an, un an jumătate. E revoltător ceea ce se întâmplă, dar n-are legătură cu România, oameni buni. Asta este o chestiune la nivelul întregii Europe, chiar aș spune la nivel de mapa mond, pentru că aceste crize multiple de care tot vorbesc eu cu Radu aici își arată fiecare dintre aceste crize cât un colț, dacă nu zic colții, și în felul ăsta nu mai ai practic nicio bucurie. Iar cine spune că și-a mașină la mâna a doua, trebuie să o spune și pe asta, Radu, și acolo asistăm la creșteri spectaculoase de prețuri în toată Europa. Dan Vardie, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-a adus și astăzi și drum bun îți dorim în continuare. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare aici la Europa FM. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.